Dacă apare cineva gata să răstoarne munții, vor fi întotdeauna alții care îl vor urma, gata să-i sucească gâtul. Cei care vorbesc pe la spate au fost întotdeauna și vor rămâne mereu în umbră. Invidia este un sentiment teribil. Dacă nu te pot depăși, încearcă să te denigreze. Dacă aveți bucurie în casă, bucurați-vă în liniște. Invidia se plimbă prin apropiere și vă poate auzi. Cei care te-au iubit înainte de a-ți fi atins succesul, nu te vor mai iubi după ce îl vei atinge. Oamenii nu iartă faima și reușita. Dacă oamenii te plac, înseamnă că ești bun. Dacă te urăsc, înseamnă că ești cel mai bun. Coatele se mușcă atunci când brațele sunt prea scurte. Există două feluri de oameni invidioși. Primii vor să aibă tot ce ai tu, iar ceilalți vor ca tu să nu ai absolut nimic. Oamenii invidioși judecă adesea ceea ce ei înșiși nu pot face și îi critică pe cei al căror nivel nu-l vor putea atinge niciodată. Acolo unde speranțele sunt mai mari, invidia este întotdeauna mai nocivă și ura mai periculoasă. Oamenii sunt în stare să invidieze chiar și o înmormântare frumoasă. Nu există invidie admirativă, la fel cum nicio mortăciune nu poate avea carnea proaspătă. Oamenii sunt răi, atenți și foarte dornici să detecteze slăbiciunile celor pe care îi invidiază și îi admiră. Dacă veți reuși să înțelegeți ce se întâmplă în sufletele oamenilor de succes, veți înceta să-i mai invidiați. Este o pierdere de timp să încerci să-i mulțumești pe cei invidioși. Dacă ești împlinit și fericit, ești cu siguranță invidiat. Cu toate acestea, tu rămâi fericit. Nu lăsa invidia altora să-ți umbrească bucuria și pacea interioară. Cei care din capriciu și vanitate doresc să exceleze în toate deodată, sunt invariabil invidioși. Ei au întotdeauna pe cineva de invidiat, deoarece este imposibil ca cineva să nu fie mai bun decât ei în anumite domenii. Ambiția lor nesăbuită îi face să fie mereu nemulțumiți și să simtă invidie față de cei care excelează, acolo unde ei nu reușesc. Dacă invidiezi tinerețea, ține minte, invidiezi și prostia. Cea mai bună bogăție este indiferența față de ceea ce au alții. Cu cât ne ridicăm mai sus, cu atât părem mai mici și mai neînsemnați pentru cei care nu se pot înălța.
Dacă un om știe cum să trăiască, este batjocorit și invidiat. Dacă nu știe, este ironizat și disprețuit. Cel mai rău lucru de făcut pentru un om este ceea ce alții reușesc să facă cu ușurință. Nimeni nu este mai predispus la invidie decât persoanele care se autodesconsideră. Oamenii se împart în două categorii. Unii se bucură de viață, iar ceilalți se uită la ei și îi invidiază. Puțin dintre noi pot suporta să vadă fericirea vecinului. Oamenii invidioși vor lătra mereu la tot ceea ce privesc, dar tu mergi pe drumul tău. Aceștia vor lătra și apoi te vor lăsa în pace. Este înfricoșător când un om este bolnav, bolnav de ură, invidie, mânie. Aceste sentimente îl mistuie din interior. Invidia este o patimă atât de josnică și de lașă, încât nimeni nu îndrăznește să-și o mărturisească. Invidia îi țintește pe alții, dar se împușcă pe sine. A invidia pe cineva înseamnă a te considera inferior acestuia. Să-ți intre bine în cap, toată lumea îi compătimește pe cei slabi, dar invidia trebuie câștigată. Oamenii care sunt atât de îngânfați de faptul că stârnesc invidie, sfârșesc adesea prin a stârni milă. În încercarea lor de a-și demonstra superioritatea, ajung să-și piardă autenticitatea și să devină prizonieri ai propriilor vanități. Indiferent de vrei sau nu, dar cu cât ai mai mult, cu atât mai mulți oameni te vor invidia. Trei împărați stăpânesc această lume: invidia, gelozia și răutatea. Nu te plânge de dușmani. Ar fi mai rău dacă ți-ar deveni prieteni, iar personalitatea ta ar fi pentru ei un reproș etern și secret. Cel mai greu lucru pentru persoana invidioasă este că nimeni nu o invidiază. Oile care invidiază lupul sunt, de fapt, lupi în blană de oaie. Pentru a finaliza cu succes o intenție, ascunde-o, deoarece în realitate, orice posesor al bunăstării are un prieten invidios. Invidia noastră este întotdeauna mai persistentă decât fericirea persoanei pe care o invidiem. Feriți-vă de oamenii care au caracterul dominat de cele patru trăsături negative: invidie, avariție, lăcomie și aroganță. Invidia oamenilor arată faptul că aceștia se simt nefericiți.
prin natura lor, oamenii pot fi meschini și geloși. Invidiază ceea ce ei înșiși nu au și, din moment ce nu pot obține acele lucruri, pur și simplu le distrug. Iar frumusețea este ceea ce oamenii urăsc cel mai mult. Indiferent de tipul de relație în care ne aflăm, gelozia, invidia și trădarea vor exista întotdeauna. Este caracteristic sufletelor invidioase să urască pe alții, deoarece pretind că le este răpită fericirea. Există trei lucruri care îl distrug pe om. Frica distruge mintea, invidia distruge inima, iar îndoiala distruge sufletul. Nu-i urâ pe oamenii care te invidiază, deoarece astfel ei admit că tu ești mai bun. Lumea vorbește întotdeauna de rău despre cei pe care îi invidiază. Cei fără talent și fără succes trăiesc într-o stare de invidie continuă. Invidiază doar ceea ce nu speră să egaleze. Mai întâi privește înapoi, apoi hotărăște-te dacă merită să fii invidios pe cei care stau la coadă înaintea ta. Dacă există oameni care dețin ceva unic, cu siguranță se vor găsi alții care să încerce să le ia acel lucru. Oamenii urăsc întotdeauna pe cei care sunt mai buni decât ei. Dacă îți petreci prea mult timp determinând ce este bun și ce este rău la altcineva, vei uita de propriul tău suflet. În cele din urmă vei sfârși epuizat și vei eșua din cauza energiei pe care ai cheltuit-o judecându-i pe alții. Dacă vrei să scapi de invidie, nu te uita la cei care te depășesc, ci compară-te doar cu tine însuți. Toți oamenii sunt plini de invidie, doar că unii vorbesc despre asta, în timp ce alții mint că nu sunt invidioși. Da, asta este ceea ce poate distruge o națiune întreagă, invidia și lăcomia. Dacă până și rudele de sânge devin mai periculoase decât dușmanii. Există trei caracteristici ale unei persoane invidioase. Prima este aceea că va vorbi de rău despre cineva când acesta nu este prezent. A doua, îl va flata și se va linguși pe lângă el când îl va întâlni. Și a treia este că se va bucura de nenorocirea acelei persoane. Mulți invidiază rezultatul, dar puțini invidiază drumul parcurs pentru a ajunge la el. Pe oameni nu-i strică sărăcia sau bogăția, ci invidia și lăcomia. Un prieten adevărat nu este acela care îți va împărtăși întotdeauna nenorocirea, ci acela care nu se va sufoca de invidie atunci când ești fericit.